De ce majoritatea oamenilor evită să vorbească despre moarte și de ce nu o acceptă? Sunt două forme de frică de moarte. Este o frică naturală și o frică, ca să zic așa, pătimașă. Frica naturală vine din aceea că noi suntem făcuți suflet și trup. Și nu e ceva natural ca trupul să se despartă de suflet. În momentul în care simțim că se întâmplă asta sau se apropie momentul sau ne este frică și e firesc să nu vrem să acceptăm acest lucru. Și Hristos a avut gustat din genul acesta, dacă îi putem spune așa, nu frică în sensul poate în care am trăit-o noi, dar în orice caz în această tensiune a gustat și el acolo în grădina Ghețimani, când s-a rugat cu lacrimi de sânge și a spus: Părinte, deste cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Adică ce urma să se întâmple, pătimirea lui și răstignirea lui și moartea. Dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Așadar, pe de o parte este aceasta, pe de altă parte este frica omului care s-a lipit de trup și vrea să trăiască doar prin intermediul trupului, prin simțurile sale, în această, de care tot vorbim, realitatea noastră, și nu vrea să se desprindă de ea. Exact, intră în starea aceea în care intră drogatul când e în sevraj, când îi se ia drogul, începe să intre în sevraj, are nevoie de drogul ăsta, are nevoie de realitatea aceasta. Și atunci cei care nu vor să vorbească despre asta și nu acceptă sunt cei care sunt atât de legați, exact cum un alcoolic, de exemplu, nu ți-ar accepta, nu ți-ar vorbi despre faptul că are o patimă. Primul pas, să știi, în tratarea de această boală, de această adicție, este să accepți că ai o problemă și că ești alcoolic. Sau indiferent de adicție. Sunt unii care, și cei mai mulți din păcate, nu acceptă să vorbească despre asta. Ei nu au o problemă sau nu au ce discuta despre asta. Deci cam despre asta este vorba și aici.